În această lecție vom prezenta câteva exerciții privind limite de funcții pentru cazul de excepție 1 la plus infinit. Se prezintă în dreapta limita remarcabilă în sensul acesta, și anume limită când x tinde la plus sau la minus infinit, din 1 plus 1 pe x totul la puterea x, este numărul irațional e. Și egal de asemenea și cu limită când x tinde către 0, din 1 plus x la puterea 1 pe x. Cele două limite, dacă înlocuim pe x cu infinit sau minus infinit în partea stângă, respectiv cu 0 în partea dreaptă, conduc la cazul de excepție 1 la infinit. Acest rezultat este preluat pe urmă în forma generală, și anume, atunci când avem o limită când x tinde către x0 din 1 plus funcția f de x la puterea 1 supra f de x egal cu e, preluat de la cazul de mai sus. Această formă a limitei este generalizarea limitelor anterioare și în felul acesta le vom întâlni de altfel și în exerciții. Trecem la rezolvarea primului exercițiu. Iată-l. Limită când x tinde la infinit din 1 plus x supra x pătrat plus 1 la puterea 2x pătrat. Avem limita unei puteri, distribuim limita atât la bază cât și la exponent. Vom cerceta în felul acesta dacă avem sau nu un caz de excepție. Este egal cu limita bazei conduce la 1 plus, avem limită când x tinde la infinit din x supra x pătrat plus 1, deci limita unei funcții raționale când x tinde la infinit, cu gradul numitorului mai mare decât gradul numărătorului. Această limită este 0. Totul la puterea. Limită când x tinde la infinit din 2x pătrat este 2 ori infinit la pătrat, adică infinit. În final avem 1 la infinit. Deci este un caz de excepție. Vom trece la calculul acestei limite, încercând să ne încadrăm în forma șirului lui e, care este ilustrată în dreapta, 1 plus f de x la puterea 1 supra f de x. Pentru aceasta vom trece la un artificiu de calcul, și anume, limita noastră va fi egală cu limită când x tinde la infinit din 1 plus x supra x pătrat plus 1, avem până în prezent 1 plus f de x, la puterea impunem să avem un exponent de forma 1 supra f de x. Dacă f de x în cazul nostru este x supra x pătrat plus 1, vom avea aici, printr-un artificiu de calcul, x pătrat plus 1 supra x. Vom înmulți cu x supra x pătrat plus 1. Deci în total avem aici înmulțirea, produsul este 1, ori ceea ce am avut inițial, 2x pătrat. Și acum vom face în legătură cu această putere o departajare convenabilă, bazându-ne desigur pe proprietăți ale puterilor, în felul următor. Vom considera conținutul din această paranteză dreaptă la puterea ca bază, la puterea x supra x pătrat plus 1 ori 2x pătrat. În felul acesta avem limită din bază care corespunde limitei alăturate, adică este de forma 1 plus f de x la puterea 1 supra f de x, este tocmai șirul e, deci limită din bază conduce la e, la puterea limită când x tinde către infinit din x supra x pătrat plus 1 ori 2x pătrat, adică 2x la puterea 3 supra x pătrat plus 1. Egal în continuare, ne-a rămas deci limita de la exponent, este e la puterea. Aici avem de-a face cu limita unei funcții raționale, gradul numărătorului este mai mare decât gradul numitorului, este raportul coeficienților dominanți, 2 supra 1,
ori infinit la puterea 3-2 conduce la infinit. Rezultatul e la infinit, fiind un număr supraunitar, este egal cu infinit. Trecem la a doua limită. Iată, avem limită când x tinde către 0 din 1 plus x pătrat supra x pătrat plus 2 la puterea 1 supra x pătrat. Cercetăm și aici dacă ne încadrăm într-un caz de excepție, și anume va fi egal cu, aplicând limita și la bază și la exponent, 1 plus, deci limita la bază, 0 supra 0 plus 2, totul la puterea 1 supra 0, 0 la pătrat. Este egal mai departe cu 1 plus 0 la puterea infinit, egal cu 1 la puterea infinit, deci din nou suntem sub incidența aceleași caz de excepție. Vom căuta în calculul limitei să construim forma expusă în dreapta, pe care o mai punem, iată, în evidență mai bine. Deci avem 1 plus f de x la puterea 1 supra f de x. Deci vom scrie limită. Când x tinde către 0, din, în paranteză ne convine forma pe care o are funcția din paranteză, deci 1 plus x pătrat supra x pătrat plus 2, totul la puterea, la exponent avem nevoie de această fracție răsturnată, deci x pătrat plus 2 supra x pătrat, adică 1 supra f de x, neapărat înmulțim și cu x pătrat supra x pătrat plus 2, ori cantitatea care am avut-o la exponent, 1 supra x pătrat. Din nou vom face departajarea convenabilă, bazându-ne pe formule cu puteri, pe proprietățile puterilor. În felul acesta, în paranteza dreaptă, s-a pus în evidență 1 plus f de x la puterea 1 supra f de x și aplicăm limita, prima dată bazei, care este cantitatea din paranteza dreaptă, deci va fi egal cu, ori această limită este tocmai e, este de forma prezentată în dreapta, la puterea limită, când x tinde către 0, din x pătrat supra x pătrat plus 2 ori 1 supra x pătrat. Aici vom mai simplifica cu x pătrat și ajungem la 1 supra x pătrat plus 2. Egal în continuare cu e la puterea. Limită când x tinde către 0 din 1 supra x pătrat plus 2 este 1 supra 0 plus 2. Egal în continuare cu e la puterea 1 pe 2, pe care îl putem scrie și radical din e. Radical din e este limita acestei funcții. Și în sfârșit, exercițiul 3. Limită când x tinde către 1 din valori mai mici decât 1, deci este vorba de o limită laterală, din 2x pătrat minus 1 supra 2 minus x pătrat la puterea 1 supra x minus 1 la pătrat. Și de data aceasta vom înlocui cu 1 pentru a cerceta dacă avem sau nu caz de excepție. Va fi egal cu 2 ori 1, deci 2, minus 1, supra 2, minus 1, totul la puterea, 1 supra 1 minus 1, 0 la pătrat, deci supra 0. Este egal cu, avem desigur 1, la puterea 1 pe 0, infinit, deci, într-adevăr, avem caz de excepție. Pentru eliminarea acestui caz de excepție, va trebui, ca și în celelalte exerciții, să aducem la forma prezentată în dreapta, 1 plus f de x la puterea 1 supra f de x. Pentru a atinge acest deziderat, respectiv să construim forma 1 plus f de x la puterea 1 supra f de x, vom aplica un nou artificiu de calcul în felul următor, și anume vom scrie limită. Când x tinde către 1 din valori mai mici decât 1, x urcă către 1, deci vom scrie în felul acesta. Din
La bază vom scrie 1 plus, deci forțăm această construcție, 2x pătrat minus 1 supra 2 minus x pătrat minus 1. Cu alte cuvinte, am adunat și am scăzut 1. La puterea 1 supra x minus 1 totul la pătrat. Este egal în continuare limită când x urcă către 1. Din nou lucrăm în paranteză. Vom avea 1 plus. Vom avea o singură linie de fracție. Numitorul este 2 minus x pătrat. Iar la numărător vom avea 2x pătrat minus 1. Minus, amplificăm cu 2 minus x pătrat, atenție la minus, deci vom avea minus 2 plus x pătrat, totul la puterea, deocamdată 1 supra x minus 1 la pătrat. Egal mai departe, limită, când x urcă către 1, din 1 plus, linie de fracție, începem cu numitorul 2 minus x pătrat, iar la numărător vom avea 2x pătrat plus x pătrat, 3x pătrat, minus 3, sau 3 pe lângă x pătrat minus 1. Totul la puterea 1 supra x minus 1 la pătrat. Vom scrie totuși direct ceea ce ne interesează, adică construim pe 1 supra f de x, deci ne trebuie 2 minus x pătrat supra 3x pătrat minus 3, adică 3 pe lângă x pătrat minus 1, ori 3 pe lângă x pătrat minus 1 supra 2 minus x pătrat, produsul ne-am asigurat că este 1, ori cantitatea care am avut-o inițial, 1 supra x minus 1 la pătrat. Construcția noastră ne permite să observăm că ne-am încadrat în formula de mai sus, 1 plus f de x la puterea 1 supra f de x, fapt pentru care aplicăm limita acum la bază, deci paranteza, la puterea limită din produsul fracțiilor care mai rămân. Deci este egal cu, egal în continuare, cu e la puterea limită când x urcă către 1 din produsul acestor două fracții, adică vom scrie o singură linie de fracție, 3 pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1, am dezvoltat x pătrat minus 1, am descompus în factor, supra 2 minus x pătrat pe lângă x minus 1 la pătrat. Egal în continuare, e la puterea, avem de calculat încă această limită care conduce la 0 pe 0, întrucât x minus 1 de la numărător cu x minus 1 de la numitor se anulează pentru x egal cu 1, deci această fracție tinde către 0 pe 0, deci un caz de excepție pe care îl eliminăm simplificând cu x minus 1. Deci atât simplificăm cu x minus 1 și obținem limită când x urcă către 1 din 3, 3 poate să treacă în față, constantele întotdeauna trec în față, din x plus 1 rămâne la numărător, supra la numitor avem 2 minus x pătrat pe lângă x minus 1. Egal în continuare, e la puterea, aici vom avea la puterea 3, iar limita aceasta este o limită laterală, și vom face înlocuirea în consecință, la numărător înlocuim obișnuit, vom avea 1 plus 1 supra 2
minus 1 la pătrat, deci minus 1, pe lângă, aici vom înlocui în așa fel încât să punem în evidență faptul că x urcă către 1 din valori mai mici decât 1, deci x minus 1 este problema la limitele laterale. Vom înlocui deci pe x cu 1 minus 0, 1 minus 0, minus 1. Va fi egal în continuare cu e la puterea 3 ori 2, 6, supra 1, înmulțit cu 1 minus 0 minus 1, după reducerea termenilor asemenea, obținem minus 0. Este egal cu e la puterea 6 supra minus 0, este egal cu e la puterea minus infinit, ceea ce înseamnă 1 supra e la infinit, adică este egal cu 0. Ultima limită este 0.